Imaginile cu elevii îmbrăcați în geci și paltoane în timpul cursurilor au devenit deja istorie la Severin. Joi a fost furnizat agent termic către unitățile de învățământ din oraș, iar școlarii au avut parte în sfârșit de cursuri în condiții normale. Primul calorifer pe care îl pun mâna e fierbinte, nu poți să ții mâna. Este extraordinar. E bine. Cum stați cu... Într-adevăr, începând din dimineața aceasta, la școala gimnazială din Voinescu, cursul este desfășoar într-un climat optim, adecvat. Deci caloriferele, de cum vedeți, ard, nu se poate ține mâna pe ele. Cum e copii? E mai bine așa? Da, bine. Da. Ați renunțat deja la gecuțe? Da. Caloriferele din unitățile școlare s-au încălzit treptat în funcție de repornirea punctelor termice. Câteva zile a fost mai dificil, ne-am încălzit pe bază electrică cu aeroterme radiatoare, dar datorită eforturilor depuse de autoritățile locale, în sfârșit astăzi a sosit ziua cea mare, când cursurile la școala gimnazială Alice Voinescu se desfășoară într-un climat optim, adecvat, copiii se bucură de beneficiile redării agentului termic în calorifere și totul este în regulă. Cum e temperatura în clasă? Este bine pentru elevi? A început să crească începând de aseară. A primit agent termic, caloriferele s-au încălzit treptat. Azi de dimineață erau ceva mai calde. Firește că încă nu este temperatura optimă, dar sperăm ca zilele viitoare să ajungă numărul de grade dorit în termometre. Totuși copiii au renunțat la geci, la paltonașe? Da. Începând de astăzi, n-au mai stat cu geci, copiii s-au simțit mai relaxați, orele s-au desfășurat relativ mai bine decât în perioada anterioară. Ne ținem de graficul pe care îl avem în acest moment. Aproape toate instituțiile școlare au agent termic. Mai avem câteva, pentru că avem două spărturi mai mari pe rețeaua primară în zona CET Nord și în zona Horațiu, deci școala 1, școala 4 nu au în acest moment și grădinițile aferente nu au agent termic, dar una dintre avarii am remediat-o, cea de pe zona CET Nord, urmează să primească în maxim o oră după ce se încarcă instalația, vor primi și ei, deci la ora la care vorbim, deja instalația se încarcă, diseară deja au și ei agent termic. Municipalitatea susține că și în apartamente va fi furnizat agent termic în cel mai scurt timp, tot în funcție de repornirea punctelor termice și de repararea magistralelor acolo unde există probleme. Urmează treptat celelalte apartamente și o să-i rog încă o dată pe locuitori să înțeleagă că acest grafic de care ne ținem trebuie respectat în faptul că nu putem da brusc drumul la agent termic în tot orașul, pentru că rețeaua și așa este destul de rea, să zic așa, destul de avariată, perimată și în acest moment orice forțare asupra ei poate să întrerupă agentul termic. Furnizarea cu agent termic în Severin a început de miercuri după amiaza, prima instituție unde s-au încălzit caloriferele fiind liceul Lorin Sălăjan, cel mai apropiat punct termic de Termohalânga.